Irina Login este într-o formă de zile mari. Cântăreața de muzică populară s-a afișat în vacanță la mare în costum de baie. Artista nu a avut absolut niciun fel de reținere. S-a simțit foarte bine în pielea ei. În România, iarna și-a intrat cu adevărat în drepturi. Vremea rece este pe placul tuturor celor care au așteptat acest sezon cu sufletul la gură. Irina Login, una dintre cele mai mari cântărețe de muzică populară din țara noastră, nu pare fi fană a vremii reci. Dovadă este cea mai recentă imagine publicată în mediul online cu renumita artistă și fiul ei. Se pare că doamna muzicii folclorice românești s-a refugiat într-o zonă caldă departe de România. După cum se poate observa și în imagini, Irina Login și fiul său au petrecut câteva zile de relaxare într-o destinație caldă, în care gradele indicate de termometre sunt mult mai ridicate decât cele înregistrate în România. Locația pare a fi una de lux, cei doi bucurându-se de plajă. Irina Login și fiul ei au ales să se distreze la mare. Cântăreața de muzică populară în vârstă de 84 de ani nu s-a ferit să se afișeze în costum de baie pe plajă. Aceasta este într-o formă de zile mari, având în vedere trecerea timpului. Cântăreața are mare grijă de trupul său, îi place să se îngrijească cu atenție și să acorde atenție detaliilor. Nu este adeptă a intervențiilor estetice, după cum a mărturisit chiar ea în urmă cu ceva vreme. Folosește produse cât se poate de naturale în general.